Mulțumim. Bine venit, Anastasia. Un singur dor mai am și eu, acela de a sluji mereu lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Lui Dumnezeu cel bun și sfânt, cât voi trăi pe acest pământ. Acesta-i singurul meu dor și cred că pentru-n muritor nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. Nu este un alt dor mai sfânt, nici mai frumos pe acest pământ. O, Dumnezeule ceresc, Tu știi prea bine ce cât voi trăi pe acest pământ. Tu știi că eu doresc să-ți cânt cât voi trăi pe acest pământ. Din lume când eu voi pleca, o, Doamne, eu te-aș mai ruga să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în cerul tău preasfânt. Să mă învrednicești să-ți cânt și acolo în cerul tău preasfânt. Mulțumesc!
Aș ajunge cea mai mare slavă pământească, în zadar dacă mi pierde slava mea cerească. Ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos. Ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos.
de-aș avea toți banii lumii, să-mi stăm vrea farginții. În zadar, dacă mi pierde aurul credinții, ce folos, ce folos, aur fără de Hristos, ce folos, ce folos, aur fără de Hristos. De-a ști toată înțelepciunea câtă e sub soare, în zadar dacă-mi lipsește cea mântuitoare, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos. De-aș cuprinde lumea toată, toată mea să fie, în zadar dacă îmi pierd slava cea din veșnicie, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos, viață fără de Hristos, ce folos, ce folos, viață fără de Hristos.
Dacă este un mod de a începe slujba bisericii, aparține cultului bisericii ca și clopotul, este modalitatea prin care noi aducem în atenție firea lemnului, firea aceasta aleasă a frasinului sau al paltinului, din care este făcut acest lemn. Nu se face întâmplător, cel puțin țin minte că această toacă este adusă de la Putna, este făcută și lucrată într-un mod cu totul special și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate. Prima bătaie pe care o are viața, ca și în cultul bisericii, pentru a vorbi cu Dumnezeu, noi trebuie să avem viață. Și aceasta, acest prim impuls, îl dă nouă inima în sufletul mamei, când începe să zvâcnească și atunci când se aude inima copilului, înseamnă că el este viu. Atunci când se aude sunetul de toacă într-o biserică, înseamnă că biserica este vie și de aceea aducem foarte mulți tineri care să învețe din nou această artă a bătutului în lemn sau nu a tocirii, ci a inimii ritmului de biserică și în ritmul acesta să ne îndreptăm mai rar, mai rar, dar iarăși și iarăși din nou și din nou și mai des și mai rapid spre Cel care este în biserică și este inima bisericii și acesta este Hristos. Dă slavă lui Dumnezeu pentru toate și vă mulțumim și rugăm pe părinții care s-au organizat și au făcut în așa fel premierea să ofere premiile celor care sunt premiați, ca apoi să continuăm programul pe care l-avem stabilit. Vă mulțumim foarte mult! Vom începe în ordine evoluției cu prima categorie, categoria 6-10 ani. Și pentru că știm că în biserică toți suntem câștigători, fiecare va primi atât o ghifrumă cât și un pachetel din partea organizatorilor. Ulice Pahomie. Rusu Roxana. Ciugotaru Matei. Filip Mihaela. Uglea Maria. Sandru. Maticiuc Alexandru. O surpriză de care noi nu am știut, tinerilor care astăzi au lovit cu atâta bucurie toaca și au prezentat cu demnitate portul popular. Bună ziua! Juriul constituit din conducerea Asociației Naționale Copiii Roilor, filiala Colonel Corneliu Chirieș a județului Bacău, s-a hotărât să acorde câte un premiu de excelență pentru un participant, maestru al la toacă, și un participant pentru ei. Primul premiu este acordat domnului Marian Buținchi din Târgu Ocna. Stai cu fața, domnul președinte! Facem o poză! Stai cu fața, domnul președinte! Acum! Al doilea premiu este acordat domnului Ciprian Panaite din Larga. Stimați participanți, mulțumim organizatorilor pentru invitația la această a 8-a manifestare toacă și ie moldovenească. Jurul biroului și Consiliului Director al Cultului Eroilor Bacău a hotărât să acorde părintelui protosinghel Claudiu Constantin Panțeru o distinție deosebită. Este prima distinție acordată, concepută de
oamenii noștri, de Cristinel Dumitru a Ioanei, pentru următoare. Părinte! Părintele Protosinghel Claudiu Constantin Panțăru, starețul schitului Sfântul Cuvios Iertimie cel Mare din Târgu Ocna, în semn de aleasă prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor care s-au jertit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. 23 august 2023. 23 august pentru Părintele Protosinghel înseamnă 3 ani de la sfințirea acestui așezământ și un lucru deosebit, 30 de ani de când a primit harul preoției pe 2 februarie 1993. Părinte, vă mulțumim pentru ce faceți. Mai avem câteva persoane care trebuie să nominalizate și imediat vor fi și este vorba de cei din urmă vor fi cei din tâi. Între timp rugăm pe Părintele Ionuț, care este prietenul nostru de la parohia Cernu, cum a spus el, la 20 de metri de protocopiat Ionesc sau apropiat nouă, să nu greșim cumva alte interpretări. Și o să rog și Părintele Lucian și așezăm, o să plecăm în cer, de jur împrejurul bisericii, ca după ce vom cânta Deșteaptă Română, Apărătoare Doamnă, după prima dată, după ce ne întoarcem, mergem direct la Cimitirul Eroilor, de la cimitir, la Monumentul Eroilor și acolo vom face acea rugăciune foarte frumoasă. Pentru că sunt aici personalități ce țin de cultul eroilor, o să oferim o distinție domnului colonel Sergiu Chirilă din partea Înalt Preasfințitului. Îi dorim multă sănătate și îl și aplaudăm copiii dacă vreți să mă ajutați. Apoi, pentru că este Mănăstirea Cașin aici cu noi, din cultul eroilor din Mănăstirea Cașin, domnului Cătălin Dima, domnului locotenent colonel Liviu Rusu, oferim aceste distinții care să fie pentru ajutor și, bineînțeles, o lăsăm pe doamna Dana să-și pornească telefonul care nu era pornit. Da. Mulțumesc, ați înțeles? Încă o dată aplauze. Vă mulțumim. Încă o dată, cei din urmă sunt cei din tâi, pentru că noi această manifestare am făcut-o împreună cu anumite personalități pe care le cunoașteți în zonă. Prima dintre ele este acordată domnului primar Cristian Aurelian Ciupotaru și chemăm reprezentantul primăriei în aplauzele dumneavoastră și le mulțumim pentru ajutorul oferit. Rămâneți lângă noi. Totodată dorim domnului manager Palade Tiberiu să oferim această frumoasă distinție. Domnului consilier Marius Bucuroiu pentru prezență și pentru dragostea dumnealui. Și apoi domnului comandant Ionuț Ajităriței pentru această frumoasă colaborare. Rugăminte, mai avem două diplome pe care dorim să le înmânăm. Este vorba de Nicu Buzinchi și preoții care sunt de față cu siguranță au primit. Este domnul Nicu și domnul Cătălin care ne-a ajutat cu transportul. O să rog pe Micaela să avem în vedere pentru fiecare din cei care au contribuit, nu este chiar atât de ușor. Vă uitați la noi, nu vă uitați la noi, uitați-vă la cer, uitați-vă tot timpul la cer, n-aveți ce să pierdeți de la cer, să ne ținem cu mâna de cer și totodată de biserică, tot timpul nu vă uitați că startul nu este la noi, ci este la ceruri, de aceea Tatăl nostru este în ceruri, acolo suntem, cerul acesta frumos, să-l înconjurăm, împreună cu o pată de cer care este lăsată pe pământ și aceasta este Biserica lui Hristos. Vă mulțumim tuturor și în mod special mulțumim Părintelui Petru Roncea, care astăzi aniversează o zi frumoasă împreună cu nora dânsului preoteasa, care este doamna preoteasa Andreea și soția lui Teofil este aici. Încă o dată aplauze pentru Teofil și Andreea, care astăzi are o zi de naștere frumoasă și am spus-o public acest lucru. Multă sănătate tuturor, vă îmbrățișăm și o să înconjurăm biserica, o să începem cu un steag. Mai avem o persoană care nu ați aplaudat-o atât de bine și care a muncit foarte, foarte mult aici. Nu este vorba nici de tine, nici de mine, nici de celălalt, ci de Andrei Turcu. Pentru Părintele Andrei Turcu, toată dragostea, îl îmbrățișăm, îl aplaudăm și mulțumim pentru
marele efort pe care l-a făcut, ce sunt lucruri pe care nu le vedeți acum, dar care s-au făcut aici și se fac în continuare. Prindeți-vă de mână acolo, Un sânge de roman, un sânge de roman. Venirea lor din neam în neam și din viac în viac și de pălor veșnică pomenire. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să fiți sănătoși și vă dorim ca Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce faceți. Prin faptul că noi am zis să vești ca pomenire la acest loc și Părintele v-a spus tuturor la mulți ani, noi vă spunem la mulți ani multă sănătate tuturor. Consider, părinților, că nu cred că este o impietate să le spunem tuturor celor care fac parte din neamul românesc. Mulți binecuvântați și fericiți ani! Vă mulțumim frumos! Mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani! Nu s-a mai întâmplat, este, să spunem, o proprie regie. Copilașii vor depune coroana de flori atât de frumoasă lucrată, rotundă. Vă rugăm aici de la monument. Și apoi și cealaltă coroane. Ambele coroane să le, să le depunem acolo. Da? Hei, hei! Acestei activități. Vă mulțumim foarte frumos pentru acest lucru și pentru această lucrare.